Buenos días, domnilor și domnilor, haideți să vedem, să vă fac o etalare interactivă. Ce simte acea persoană? Dacă acea persoană vă iubește sau nu? Da? Să alegeți în piatra verde, albă, albastră sau roșie. Deci verde, albă, albastră sau roșie. Da? Haideți să vedem dacă ați ales piatra verde. Am ceva nou făcut, am găsit ceva nou, să vedem. Se amestecă așa, să vedem ce răspuns ne dau aceste pietricele. Aceste pietricele spun că poate că sunteți împreună cu cineva și vă gândiți la altcineva. Sau acea persoană se gândește la altcineva. Văd că este o relație în care spune că vă simțiți bine împreună, numai pe dumneavoastră, descrie numai tu, mulțumesc, te sărut și noroc. Poate este o relație la început sau încet încet se rezolvă lucrurile, dar nu vă să spună te iubesc, doar că vă înțelegeți și probabil este o relație mai mult intimă, mai mult fizică decât sufletească, da? Văd întâlniri, dar văd și răceli, dar până la urmă, probabil mai târziu, mult mai târziu, o să ajungeți la o relație serioasă cu această persoană. Da? Haideți să-i tragem și o carte din. Dar că vă iubește această persoană, parcă văd că este împărțită sau dumneavoastră sunteți împărțită, da? Spune să aveți încredere, primul înger. O să extrag trei îngeri. Să vă gândiți foarte bine ce vreți și abundență. Da? Împlinirea dorințelor cu această persoană. Deci cu noroc împlinirea dorințelor. Dar poate că aveți în gând și pe altcineva, nu doar pe o persoană. Sau acea persoană are pe altcineva. Văd o a treia persoană, da? Sau sunteți la începutul relației, dar spune că este foarte mulțumită în relație această persoană. Este mulțumită cu dumneavoastră. Să aveți încredere, să meditați ce faceți, ce spuneți și apoi veți avea abundență. Da, deci și căsătorie, wedding mi-a ieșit. Haideți să vedem dacă ați ales piatra albă. A ieșit destul de bine. Dacă ați ales piatra albă, dacă vă place cu aceste, ca și boabele de fasole sunt, dar sunt ceva pietricele. Haideți să vedem. Pentru piatra albă. Aici spune te iubesc, da, aici spune că da, există dragoste adevărată în această relație. Dragostea este cu noroc, foarte strânsă, vă înțelegeți foarte bine, sunteți mulțumiți unul de celălalt. Doar pe tine te iubesc, spune. Deci, doar pe dumneavoastră vă iubește, relație strânsă, noroc, da? Nu există altă persoană, nu există nimic, este mai mult sufletește. Gândurile sunteți gând la gând cu acea persoană, sunteți foarte apropiați. Probabil, poate aveți și relație de mai mult timp. Mesaje de dragoste. Da? Poate aveți melancolie sau ați avut ceva necazuri, dar au trecut acele necazuri. Poate din cauza unui copil suferiți, amândoi, da? Vă gândiți la un copil, suferiți din cauza lui. Haideți să vedem îngerii ce ne spun. Primul înger ne spune că da,
Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, sigur da, fără nicio îndoială, fără nicio îndoială. Și iertare. Deci totul se împlinește dacă iertați. Dacă iertați, totul se împlinește. Spune că da. Foarte bine, este și la piatra 2. Haideți să vedem albastră, dacă ați ales piatra albastră. Piatra albastră arată că sunteți probabil singuri sau singură, sau nu vă înțelegeți cu acea persoană, sau v-ați despărțit de cineva, sau sunteți separați. Și arată împăcare, arată că sau faceți cunoștință cu cineva, sau vă împăcați cu o persoană, cu cineva, și vă împăcați cu acea persoană, sau cunoașteți pe cineva. Spune să fiți mai veseli, mai optimiști. Spune că va începe sau aveți veți începe o relație cu cineva. Sau sunteți foarte concentrați doar pe o persoană, doriți doar acea persoană, doar pe el îl vreau, doar pe ea o vreau, da, doar pe ea. Și arată că totuși aveți noroc. Poate că primiți un dar de la cineva care vă face să zâmbiți, dar spune că nu, dumneavoastră vreți doar pe cineva și arată că ori veți cunoaște, ori veți face pact cu acea persoană. Sau veți cunoaște pe altcineva. Aici arată că dumneavoastră sunteți foarte, nu știu, ocupată sau vreți alte lucruri, vreți despărțire, vreți. Dar arată că totuși că nu știu, ați trecut printr-o decepție, în dragoste, suferință, suferiți, arată că suferiți, da? Nu sunt foarte bune cărțile. Probabil sunteți într-o despărțire sau într-o decepție, dar veți cunoaște pe altcineva. Deci nu veți fi cu persoana la care vă gândiți, veți cunoaște o altă persoană și veți iubi acea persoană. Zice că există și ceva mai bun, și altceva mai bun, o altă persoană mai bună cu care puteți fi. Da? După aceea spune că nu, deci la persoana la care vă gândiți acum spune nu și încă una comunicați mai clar. Comunicarea între dumneavoastră și acea persoană nu este bună, da? Deci aici este negativ. Haideți să vedem piatra roșie. Deci albastra nu. Bun. Roșie, dacă ați ales piatra roșie. Dacă ați ales piatra roșie și aici parcă vă mulțumește. Mulțumesc, zâmbesc numai ție. Văd aici o relație sau mai multe relații, că vă gândiți la mai multe persoane, nu vă văd doar cu o persoană. Da? Nu se întâmplă nimic sau încă stagnează relația. Aveți o persoană care vă desparte. Se amestecă în probleme, vă face probleme, se amestecă în relație. El este mai mult cu petrecerile dumneavoastră, așteptați veste de la el sau de la ea. Vă disperă această persoană, mai are și alte persoane, este falsă, fals, da? Falsitate. Dar arată că totuși. Deci nu văd dragoste sau așa, nu. Parcă văd o căsătorie cu greu. O persoană care doar se distrează sau
și cealaltă suferă, dar ambii sunt falși. Prima carte spune să cereți ajutorul al cuiva, să cereți ajutorul cuiva. După aceea spune totuși că da. Da, întrebare. Și ultimul spune să așteptați. Deci probabil va fi bine, dar trebuie să mai așteptați. Totul se îndreaptă, dar spune să cereți ajutor, spune că da și așteaptă, nu fă nimic deocamdată. Cam asta a fost, sper că ați înțeles bine mesajele. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video, vă rog să vă abonați, să dați click dedesubt și vă aștept la următorul video.